Această rubrică vă este oferită de Sanador. În vreme de canicule, deshidratarea este un pericol real. Din cauza căldurii, corpul pierde multe lichide, iar organismul are de suferit. E bine, care sunt semnele deshidratării și ce complicații pot apărea? Ne spune chiar acum doctorul George Burlacu, medic specialist medicină de urgență. Este în direct cu noi. Bună dimineața, mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Bună dimineața, bună dimineața. Cum definim procesul de deshidratare? Cum apare? Când apare? Procesul de deshidratare, știm, în primul rând, aș vrea să menționez că 50% din greutatea corpului este reprezentată de apă, iar oricând există un deficit care afectează funcțiile organismului, apare și această deshidratare, de obicei prin lipsă de aport sau prin pierderi excesive. Mai este, bineînțeles, și cauze endocrine, acestea sunt mai rare. Dar acum, în perioada aceasta actuală, cel mai frecvent și se suprapune peste alte cauze este deshidratarea prin expunere la căldură sau la radiațiile solare. Bun, și care sunt semnele, care sunt simptomele deshidratării? În cazuri ușoare apare amețeli ușoare, cefalee difuză, doare capul așa ca o jenă, o presiune, stare de leșin în cazuri mai grave sau chiar și leșin. Iar când lucrurile progresează, apare delirul, apare coma și poate să meargă până la lucrurile cele mai grave. Într-un final afectează organele, afectează creierul, afectează funcția renală, pot ajunge în situații foarte grave, mai ales acum în această perioadă. Deci în acest punct am putea să ne îngrijorăm. Spuneți-ne ce am putea face noi ca să nu ajungem să ne deshidratăm. Sunt regulile generale, care probabil că mulți dintre noi deja le știm. Nu ne expunem direct la radiațiile solare, purtăm haine legere care să absorbă transpirația. Știm că peste 37 de grade organismul nu mai poate să mai compenseze pierderile și nu mai poate să mai facă termoreglare, transpiră în exces, așa că ne ajută niște haine care, de exemplu, absorbă transpirația. Ne ajută dacă locul unde care ne aflăm este ventilat, astfel încât să ajutăm transpirația să funcționeze corespunzător. Și, bineînțeles, menționez, trebuie să fim hidratați. Aici există, poate în popor, știm, spunem 2 litri. Lucrurile stau un pic diferit. Această cantitate de apă depinde de vârsta pacientului, depinde dacă, să spunem, pacientul lucrează pe un șantier și e tot timpul expus la soare și la căldură, poate face efort fizic, lucrează pe câmp, poate este sportiv, lucrează, atunci pierderile prin transpirațiile sunt foarte, foarte mari. Bineînțeles, există și cauze medicamentoase, anumite medicamente care poate să dea așa ceva, sau cauze digestive în care pacientul varsă sau pierde pe cale digestivă, pierde mai mult decât putem noi să compensăm pe gură. Dar un pacient hidratat corespunzător, ca o regulă generală, să fie mai ușor pe înțelesul tuturor, asta înseamnă că ar trebui să urinăm la 4-6 ore. Deci dacă am băut 2 litri de apă și 12 ore nu am urinat, nu am băut suficientă apă. Asta vă spun ca să fie pe înțelesul tuturor. Hidratarea înseamnă doar apă? Hidratarea pentru persoanele de acasă, da, înseamnă doar apă. Sigur, putem să consumăm și fructe care ne ajută și pe partea calorică, dar apa este primordială. În ce cazuri ajungem la medic? Când trebuie să ne prezentăm la medic? Am înțeles. Cel mai grav afectați de deshidratare sunt copiii mici, deci sugarii, până într-un an sau și mai mult. Sunt persoanele vârstnice, mai ales cele care suferă de boli cerebrovasculare, să spunem pacienții imobilizați la pat, accidente vasculare, boala Parkinson, pacienții cu demență. Aceștia se deshidratează cel mai ușor. Când ar trebui să ne îngrijoreze și să ajungem la doctor este în momentul în care pacientul are o stare de oboseală accentuată, deci prin deficitul de apă funcțiile organismului nu mai pot fi compensate, orice funcție a organismului are nevoie de apă, așadar apare o stare de oboseală accentuată, o scădere a tensiunii față de cum e în mod normal, fiziologic, stări de leșin, oboseală, somnolență mai mare ca de obicei, în stadii foarte grave, chiar se ajunge chiar și la comă.
În general, asta găsim un pic mai rar, să spunem, comele, dar gândiți-vă, sunt pacienți care, să spunem, au leșinat pe câmp, stau acolo 2, 3, 4 ore până îi găsește cineva, sau sportivii, de exemplu, care se forțează până la limita posibilităților și la un moment dat leșină și devin somnolenți, nu se mai pot ridica, sau la copii când sunt, nu mai au chef de joacă, să spunem, nu mai gânguresc, nu se mai ridică din pat. Astea sunt lucruri care ar trebui să ne îngrijoreze. Ne puteți spune pe final și ce se întâmplă cu pacienții care ajung la compartimentul de primiri urgențe din cauza deshidratării? Cum sunt ajutați aceștia imediat? Da, în primul rând, aceștia sunt evaluați rapid, examinare primară, consult primar, se administrează tratament, în același timp se recoltează analize de sânge, se fac și alte investigații, iar în funcție de patologia pacientului, de vârsta pacientului, de contextul, de cauza care a determinat deshidratarea, se administrează tratament. Tratamentul nu ar fi chiar așa simplu cum poate pare. Nu se administrează perfuzii și atât. Sunt în funcție de rezultatul investigațiilor, în funcție de pacient, se administrează cu un anumit ritm perfuziile, se administrează anumite tipuri de perfuzii. Dacă alte organe sunt afectate, se poate ajunge și la dializă, poate pacientul ajunge, dacă este comatos, să fie și intubat, ajunge și în terapie intensivă. Este un proces, dacă pacientul ajunge la camera de gardă și investigațiile nu sunt chiar normale, poate să stea și câteva săptămâni internat până se compensează toate funcțiile, până funcțiile organismului revin la normal. Domnule doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost cu noi la Digi Matinal și ne-ați oferit toate aceste explicații. Mulțumesc! Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.